Dar ați fost audiat? Vă solicitați să fiți martor sau sunteți suspectat de ceva? Nu am fost audiat. Noua conducere a DNA-ului a reluat atecele din aici. V-au spus că ați fost pus sub urmărire penală? Nu. Vi s-a dat vreo interdicție? V-ați nu, fost... nu am nicio interdicție. Sunteți cu conștiința curată, împăcată? Dar bineînțeles, doar lucrurile au fost lămurite și încheiate. Este foarte bine când ești acuzat fără să fie motive. Eu mă simt mai bine decât dacă n-aș fi acuzat. Cel mai acuzat a fost Mântuitorul. Și apoi apostolii și mucenici. Ce zic superiorii dumneavoastră despre asta? Când dar vă văd pe dumneavoastră preot la DNA? Dar nu contează ce zic. Dar nici mândrie nu poate fi să ajungeți în asemenea postură. Nici nu trebuie să fie.